Da, salut prieteni buni, avem două vloguri incendiare după ora 23 și nu uitați să fiți atenți. Da, m-am oprit puțin, dar mă uitam la ceva. Nu uitați să fiți atenți. Vlogul se numește stand-up incendiar. Da, voi face aceste provocări. Și sper să ajungi să reamintesc de noua campanie 22 de milioane de abonați și 1 milion de vizualizări. Sperăm să continuăm această campanie cu succes, fără ca cineva să aia. Totul va fi ceva frumos. Sper să nu se supere nimeni pe mine. Sunt unele provocări care să nu se supere cineva pe mine că nu pot să le onorez, dar sunt unele care sunt ieșite din comun, da. Voi încerca să fac aceste 2 ani, cât voi lua puțină vacanță până la Bobotează. În fine, poate până între Bobotează mai pun ceva. În fine, să vedem. Nu uita să vă uitați după ora 23. Da. Da. Vă aștept cu păreri despre acest stand-up care îl public acum, incendiar. Da. Nu uitați să vă abonați, alăturați-vă campaniei 22 de milioane de abonați. După ce vom trece acest prag, sărim din nou la alt prag. În fine, am văzut că mulți prieteni încerc să mă posteze. Voi încerca și eu să promovez peste tot. Voi lua legătura chiar și cu persoane străine din afara țării, ca să vadă și aceste provocări. Mai în special în America este cea mai bună treaba asta, pentru că americanii sunt niște oameni care folosesc des smartphone-ul de tip Android și iOS, unde puterea de cumpărare este foarte mult. Și asta am vrut să vă zic. Nu uitați să vă abonați, dați like, subscribe. Da. Alăturați-vă campaniei 22 de milioane de abonați. Vine ceva incendiar. Abia aștept. Vă pupă YouTube-ul.